Salutare, prieteni, și bine v-am găsit în videoul cu numărul 2 din cadrul maratonului nostru dedicat pentru toți cei care vor să facă primii pași în fotografie și de asemenea pentru cei care vor să se reprofileze spre fotografia de produs. Eu sunt Elena Andronache, sunt o fotografă de peste 10 ani de zile, vă imaginați 10 ani aproape cât viața unui copilaș. Dar în ultimii 5 ani de zile eu m-am specializat pe fotografia comercială de produs și anume pentru piața internațională. Acum că sunt la etapa în care sunt, că am aceste colaborări permanente, că nu mai trebuie să-mi bat capul de unde să iau clienți, cum să-mi fac un nume, cum să-mi construiesc drumul meu în această industrie, eu am decis să ajut oamenii care vor să parcurgă același drum, poate unul mult mai ușor decât cel pe care l-am parcurs eu și vor într-adevăr să-și construiască propria afacere în acest domeniu sau o carieră de succes pe piața internațională. Tocmai din acest motiv eu am decis ca imediat după videoul cu ce cameră să-mi aleg să fac acest video despre 8 lucruri care tare mi-aș fi dorit cineva să mi le spună atunci când am început aventura mea și călătoria mea în lumea fotografiei de produs și anume în activitatea pe o piață internațională și atât de diversă. Pentru că să lucrezi în domeniul de portrait photography sau să lucrezi doar, să mizezi doar pe o piață locală, sunt niște lucruri total diferite decât să faci fotografie comercială, fotografie de produs, să prestezi acest serviciu unui număr mare de clienți, toți absolut diferiți, care vin din culturi diferite, din societăți diferite și cu gusturi diferite. Așa că eu vă invit să fiți numai ochi și urechi pe parcursul la aceste câteva zeci de minute pe care le vom petrece împreună și să vă faceți notițe. Pentru că aceste sfaturi vin direct din experiența mea și din sufletul și inima mea, pentru că, într-adevăr, vreau să omiteți câteva greșeli pe care le-am făcut eu și să vă fie mult mai ușor în această aventură. Așa că pregătiți-vă ceaiul, cafeaua și haideți să pornim la drum! Primul sfat care ar veni de la mine pentru toți cei care vor să facă fotografie de produs este învață, învață și iarăși învață. Pentru că este un domeniu în care trendurile dictează, în care trebuie permanent să fii foarte deschis, foarte flexibil, să înveți tehnici noi de fotografiere, scheme noi de lumină, să fii tot timpul la curent cu tot ceea ce se întâmplă în marketing, în această industrie și pe piața fotografiei de produs, pentru că ea este în permanentă mișcare și nu de la an la an, cum sunt anumite domenii din fotografie, ci din lună în lună, pentru că este strict legată cu comercialul, cu marketingul și noi știm că această industrie se schimbă, dacă în alți ani se schimba de la an la an, acum se schimbă de la minut la minut, pentru că se produce atâta conținut de imagine, se produce în general atâta conținut pe internet, că tu permanent trebuie să fii nou, autentic, interesant și ca fotograf de produs trebuie să înveți permanent. Așa că sfatul meu ar fi să, din start, să vă rezervați o anumită sumă pentru ca să investiți permanent în lecții, în mini-workshop-uri, în diferite cursuri de specializare, nu poate anume în fotografie, dar în specializări care îți va ajuta pe voi să creșteți atât ca antreprenor, cât și ca fotograf de produs. Așa că învață, învață și iarăși din nou învață. Imediat după sfatul numărul 1 vine sfatul numărul 2 și anume învață de la oameni reali, de la cei mai buni ca tine, de la cineva care a reușit să facă ceva în acest domeniu. Eu nu spun că cărțile de fotografie sau că anumite facultăți în acest domeniu nu vă vor dezvolta sau nu vă vor ajuta. Nu!
Deci eu chiar susțin orice tip de învățământ clasic, dar eu consider că în domeniul fotografiei de produs totuși prevalează și te ajută mult mai mult un sistem de învățământ mai puțin tradițional. Adică ca fotograf este foarte fain dacă ai posibilitatea să lucrezi măcar jumătate de an ca asistent de fotograf lângă un specialist foarte bun în domeniul în care vrei tu să te specializezi sau să faci parte din echipa de producție a unui departament de marketing a unei companii mari sau să mergi la diferite workshop-uri a fotografilor care iarăși au o experiență în spate. Acest job este un job care se învață de la cineva cu experiență. Desigur că lecțiile de fizică ne ajut foarte mult la capitolul fotoelement, fototehnică, lumină și așa mai departe. Desigur că matematica ne ajută foarte mult, și anume geometria, ca să înțelegem mai bine spațiul, spațiul 2D, spațiul 3D, cum toate lucrurile astea funcționează, aranjarea în plan și așa mai departe. Desigur că marketingul ne ajută enorm în acest domeniu, dar toate lucrurile astea, cumva, comasate împreună, le poți învăța doar de la oameni care deja au petrecut ani de zile în acest domeniu, au învățat, au experimentat, știu cu ce se mănâncă și, într-adevăr, aceste cunoștințe sunt cele mai valoroase. Cunoștințele care le luați la oameni reali, de la fotografi pe care îi simpatizați și care au reușit să-și facă un nume și o afacere în acest domeniu. Așa că sfatul numărul 2, învățați dintr-o experiență reală a unui fotograf pe care îl simpatizați. Punctul numărul 3 este un punct pe care eu l-am învățat prin foarte multe greșeli pe care le-am făcut, și anume, fotografia este în primul rând o afacere, anume fotografia de produs. Pentru că este un domeniu în care tu trebuie să pui accent foarte mare pe timpul tău, trebuie să pui accent pe tehnica pe care o folosești, pe lumini. Deci dacă un fotograf de nuntă nu este absolut necesar să aibă în arsenalul său foarte multă lumină artificială de studio, e un speedlight și este suficient, în fotografie de produs tu trebuie să investești în lumini bune, foarte bune, în background-uri, în backdrop-uri, în props-uri. Investiția inițială este una mult mai mare decât investiția într-un alt domeniu de fotografie. Dar dacă noi luăm fotografia de produs drept o afacere și o tratăm ca atare și facem bugete și devizi de cheltuieli și includem absolut toate cheltuielile în prețul final al produsului nostru, fotografia în sine, atunci afacerea noastră va prospera și va ajunge într-adevăr în punctul unde vrem noi să ajungă. Un alt semi-subpunct, așa să spun, la acest sfat este să tratezi fotografia de produs ca o afacere atunci când vine vorba și de vânzări. Clienții nu cad din pod și voi trebuie, eu urăsc cuvântul ăsta, dar în cazul ăsta chiar trebuie să povestiți lumii despre voi, despre ceea ce faceți, despre serviciul pe care îl prestați și să lăsați oamenii să înțeleagă că voi sunteți deschiși spre noi colaborări și că cu mare drag i-ați ajuta să-și dezvolte propria afacere. Așa că acest punct se divide în două subpuncturi. 1. Afacere, ceea ce înseamnă preț stabilit corect, devizi de cheltuieli, pentru că, haideți să vorbim așa, colaborările astea de tip barter nu au cum să vă achite facturile la lumină sau, nu știu, chiria voastră lunară. Și subpunctul numărul 2, afacere, este atunci când noi vindem și fotografia trebuie să fie vândută pe bani de către noi, creatorii ei, oamenilor care au nevoie de asta. Așa că da, fotografia este în primul rând o afacere.
Unul din sfaturile pe care eu nu le-am primit și să fiu sinceră, nici nu am simțit necesitatea cumva să-l primesc la începuturile mele, pentru că eu sunt un om care știu să comunic cu oamenii și asta mi se dă natural. Nu trebuie să învăț, nu trebuie să depun mare efort ca să explic unui om anumite chestii sau ca să creez această legătură între mine și un om pe care, iată, acum l-am cunoscut. Dar am înțeles că este un sfat care merită să-l dau din experiența mea pe care o am cu lucru cu oamenii, anume în cadrul cursului de fotografie de produs și a Upwork-ului la fel. Pentru că am înțeles că nu toți oamenii se simt foarte confortabil să vorbească despre produsul lor cu alți oameni. Pentru că am înțeles că nu toți se simt confortabil să comunice în general cu oameni la nivel organizațional. De aceea, recomandarea mea, dacă într-adevăr vă doriți să fiți un fotograf de produs de succes, învățați să comunicați cu oamenii. Pentru că oamenii în procesul de creație este inevitabil, pornind de la vânzătorul care de la care cumperi tehnica foto și care îți vinde un backdrop care poate să-ți recomande ceva și finisând cu clientul tău, desigur, care un proiect mare de lungă durată care automat vine și cu un venit substanțial. Necesită foarte mult comunicare, necesită foarte mult lucru, organizare. Sincer, în unele proiecte este mai mult comunicare decât fotografierea propriu-zisă. Așa că da, învățăm să comunicăm clar și deschis cu oamenii. Când vorbesc despre comunicare, nu am în vedere neapărat comunicarea directă, iată, meeting-uri, mesaje și așa mai departe. Dar am în vedere și mapa ofertă pe care o aveți, pentru că trebuie să comunicăm cât mai frumos și artistic noi ca fotografi prețurile noastre, procesul de lucru, să comunicăm cu ce alți clienți am lucrat până acum. Eu consider personal că comunicarea este cheia succesului și trebuie neapărat să ne învățăm să o practicăm și să o facem bine. Un alt sfat pe care eu l-am învățat iarăși din experiența mea, nu mi l-a oferit nimeni, el sună destul de banal, dar credeți-mă, în spatele lui se ascunde un mare, mare adevăr. Acest sfat este: ieși cât mai des din zona ta de confort. Fiind fotograf de produs, eu am anumite scheme de lumină preferate, anumite backdrop-uri preferate, anumite moduri de așezare în cadru, anumite legi de compoziție care îmi plac mai mult decât altele. Și în momentul în care faci asta de foarte mult timp, nici nu observi cum tinzi să lucrezi în unul și același mod cu fiecare proiect. Eu am ajuns până la etapa că aveam, de fapt și am, clienți, tipuri de clienți preferați. Și dacă clientul nu făcea parte atât din acea lista mea de clienți preferați, tipuri de produse, da, eu refuzam proiectul. Cam mai apoi să vină un client foarte mare care are produse din toate domeniile posibile și imposibile. Și o să recunosc că la început am acceptat această colaborare pentru că, pe lângă faptul că era un client cu care oricine și-ar dori să colaboreze, mai era și faptul ăsta de venit destul de substanțial și mai era și partea asta că îmi doream enorm de mult să colaborez cu o companie atât de mare ca acel client. Dar odată cu această colaborare, pe capul meu au venit sesiuni foto foarte diferite. Eu a trebuit să ies foarte mult și continui să ies din zona mea de confort ca să fotografiez produsele acestei companii, pentru că, repet, ele sunt foarte diferite. Nu știu, începând de la un ac și finisând cu o lampă mare. Foarte diferite ca material, stiluri, dimensiuni și așa mai departe. Dar eu la început spuneam că imediat cum voi avea un contract care cumva să îmi aducă la fel de mult venit cât îmi aducea acel contract, eu voi renunța la el. Ca trecând bucată de timp, ajungând la contracte care substanțial aduc un venit mult mai mare ca respectivul contract, eu să nu renunț la el. Și știți de ce? Mie mi-a plăcut faptul că în
partea asta de job lucrând pentru acest client, eu permanent ies din zona mea de confort. Și cu cât mai multe tipuri de produse fotografiez, cu atât mai bun specialist devin. Și eu asta apreciez foarte mult și vreau să vă recomand și vouă. Acceptați orice provocare și ieșiți frecvent din zona voastră de confort. Punctul numărul 6 este planificați-vă cât mai bine timpul. Time management-ul este cheia succesului vostru. Eu când aveam un singur client pe lună, nu aveam această problemă. 2-3 la fel, nu aveam acest problem. În momentul în care tu ai 2-3 clienți concomitent în fiecare zi, asta devine o problemă, pentru că toate proiectele sunt mari, cu foarte multe detalii, cu foarte mulți membri de echipă, pentru că noi ca fotografi de produs foarte des lucrăm cu product managerii, cu manageri de marketing, cu echipa în general întreagă de marketing, ceea ce înseamnă designerul grafic, designerul web. Foarte multă lume este implicată în cadrul unui web shop, adică unui magazin online. Și iată, în momentul în care tu ai multe companii ca clienți și tu ai de prestat unul și același serviciu, dar pentru produse diferite, clienți diferiți, făcând parte din echipe diferite, dacă nu ai un time management foarte bine pus la punct, gen marți, zi de shooting, miercuri, zi de organizarea următorului shooting, joi, post-production, vineri, comunicare cu clienții, sâmbătă, filmări și tot așa. Dacă nu planifici foarte bine timpul tău, ajungi foarte repede, unu, la un burnout, ceea ce noi nu ne dorim, și doi, în cel mai rău și teribil caz, eu îi mulțumesc Domnului că n-am ajuns la așa o etapă, nu livrezi calitatea produsului dorit și sau, cel mai rău ce se poate întâmpla, nu livrezi la timp fotografiile care le-ai făcut. Eu am auzit foarte multe fabule și plângeri de la clienții mei personali că colaborând cu un freelancer a fost un deadline și el a fost încălcat de 3-4 ori. Deci, lucru pentru mine, asta e ireal. Pentru mine o armată foarte bună a fost, nu înțelegi cum, mătrile pe care eu le-am făcut ani de zile și care plusul meu ca fotograf, pe lângă faptul că făceam fotografiile foarte bune, eu promiteam o lună de zile timp în care clienții să-și obțină fotografiile finale și eu știam că asta este plus valoarea mea și că anume datorită acestui fapt clienții mă iubesc, mă recomandă și eu nu am nevoie de publicitate ca să am de lucru. Așa că eu asta am înțeles încă de foarte mult timp și vă recomand și vouă să aveți o programare a lucrului vostru cât mai efectiv și să vă țineți strict de ea. Este clar că există zile în care nu ne-a face nimic, dar credeți-mă, dacă într-o zi ați ales să nu faceți nimic pentru că vă simțiți rău sau anunțați în timp clientul că va fi un delay, mai bine fiți sincer cu el, sau a doua zi lucrați și faceți ceea ce n-ați reușit să faceți cu o zi înainte. Time management-ul este tot. Punctul numărul 7 l-am înțeles numai acum câteva luni, cred că. Weekendurile sunt pentru somn, pentru odihnă, pentru relaxare, pentru inspirație și da, spun asta filmând într-o zi de duminică. Bine, dacă mi-am luat ziua aceasta de duminică de filmare, neapărat îmi voi lua o zi din timpul săptămânii ca să mă odihnesc pentru această zi. Da, acest sfat de fapt vine din experiența mea personală și vă recomand că atunci când sunteți la începuturile voastre sau alegeți weekendurile ca zile de odihnă sau în timpul săptămânii, dacă sunteți forțați să lucrați weekendurile, să vă luați o zi, două, să vă relaxați și să vă odihniți, pentru că o să ajungeți la insomnie, o să ajungeți la ardere profesională, o să ajungeți la simplu fapt că calitatea serviciilor voastre o să scadă, pentru că un om obosit nu poate produce un conținut calitativ, așa că aveți grijă de voi. În primul rând, de sănătatea voastră mentală și de sănătatea voastră fizică depinde direct calitatea fotografiei voastre. Și punctul numărul 8, care este la fel de important ca și celelalte puncte, dar poate cel mai important. Eu am înțeles că
nu poți să fii un fotograf de produs bun și de succes dacă nu ori ai un talent de antreprenor și devii un antreprenor foarte bun sau nu alegi să colaborezi cu o agenție. Cum am mai spus, da, fotografia este artă, dar noi trebuie să ne hrănim din această artă, mai ales că fotografia nu este un tip de artă foarte ieftin. Este o activitate foarte costisitoare, care permanent necesită investiții și investiții substanțiale. Tocmai din acest motiv, noi trebuie neapărat să avem un venit la fel, substanțial, pe lună. De aceea, eu vă recomand ca pe lângă cursurile de fotografie să atrageți o mare atenție cursurilor de dezvoltare personală, de antreprenoriat, de business. Eu, de exemplu, în partea a doua a cursului de fotografie de produs, am 4 lecții care se dedică numai lucrului cu clienții, mapă, ofertă, portfoliu, cum să ne vindem produsele, cum să ne vindem serviciile, cine sunt clienții noștri ideali, cum îi creăm prototipul și așa mai departe. Eu atrag o foarte mare atenție asupra lucrurilor acesta în cursul meu, pentru că eu am făcut cursuri de fotografie și mie mi-au lipsit enorm această parte. Pentru că fotografia fără antreprenoriat sau fără un agent care îți face acest antreprenoriat în locul tău, nu poate să existe. Cel puțin fotografia comercială, cu siguranță. De aceea, sfatul meu numărul 8 rezonează foarte mult cu sfatul numărul 1, cu sfatul numărul 2, pentru că asta e adevărul. Fotografia este în primul rând o afacere, pe lângă artă, tratați-o ca atare. Dacă nu vă doriți să vă dezvoltați ca antreprenor și nu vreți să mergeți în această direcție, neapărat semnați un contract cu o agenție care să vă reprezinte și care să facă vânzări în locul vostru. Cam asta este ceea ce eu am vrut să vă povestesc astăzi. Dacă ați găsit această informație utilă și într-adevăr valoroasă pentru voi, vă rog frumos lăsați în comentarii părerea voastră și feedback-ul vostru la acest video. Eu o să vă fiu profund recunoscătoare. Vă mulțumesc că ați fost astăzi și data trecută alături de mine. Ne vedem data viitoare în videoul cu numărul 3, care este la fel de interesant ca acesta. Eu vă recomand să învățați din greșelile altora și să primiți aceste sfaturi ca un dar din partea mea pentru voi. Vă îmbrățișez, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și ne vedem data viitoare!